Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Așadar, mulțumim Domnului pentru seara aceasta în care a hărăzit moment de închinare și de bucurie pentru inimile noastre. Salut în mijlocul nostru misiunea Hristic, împreună cu cel care coordonează fratele Cipri Bârsan, Domnul să-l binecuvânteze, fratele păstor Cipri Bârsan, și apoi frații care cântă împreună cu fratele Dorel, care conduce grupul acesta. Și apoi salutăm în mijlocul nostru pe fratele Nelu Filip de la Timișoara, Biserica Poarta Cerurilor, care va avea mesaj pentru noi. Salutăm păstorii de la Biserica Baptistă, fratele Beni de la Gurbediu, fratele Nelu Herman de la Vrameancu, Biserica Pentecostală. Și în mod deosebit vă salutăm în numele Bisericii pe toți cei care ați venit în seara aceasta, în locul acesta, în Biserica numărul 1, Salem, Salomta. Domnul să vă binecuvinteze! Așadar, așa cum stă frumos și este bine să începem lucrarea, să punem pe Dumnezeu pe primul loc. Și în seara aceasta am dorit să facem o rugăciune spre slava Domnului. Și vă rog, invitându-vă să vă ridicați în picioare și să chemăm numele Domnului și har din cer peste tot ceea ce se va face în locul acesta, încredințându-i în mână lucrarea, binecuvântând tot ceea ce se va face, cântare, mesajul cântării, cuvântul, mesajul cuvântului și inimile care sunt pregătite să asculte acest cuvânt. Facem lucrul acesta prin fratele păstor Nelu Herman de la Vrameancu și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Hai, frate. Cel ce n-a început la zile nesfârșit la an, din veșnicii în veșnicii Tu ești Dumnezeu. Numele Tău este sfânt și înfricoșat. În semn de umilință profundă și adâncă, în locul acesta de închinare, plecăm capetele noastre înaintea Ta, pentru că ești Dumnezeu. Suntem aici pentru că ne-ai ocrotit. Suntem aici, Doamne, pentru că mâna Ta a fost peste noi. Amin. Suntem aici, Doamne, pentru că ne-ai iubit. Mulțumim. Înainte de a fi una din zilele noastre, Doamne, pentru noi și pentru iertarea noastră, Doamne, între cer și pământ a murit Hristos, Fiul Tău. Prin El avem iertarea. Doamne. Dragostea Ta, Doamne, ne-a strâns în locul acesta, sub acest acoperământ. Precum slava Ta cobora peste cort când era Moise la cort, ne-am adunat în locul acesta. Dorim slava Ta să fie peste cortul acesta. Stăm înaintea Ta, așa cum știi și bine ne cunoști, și Te rugăm, Doamne, iartă-ne pe toți. Doamne, Te rugăm, binecuvintează strângerea noastră la oaltă.
Te rog în această seară, Doamne, și te rugăm în numele lui Hristos să binecuvintezi Evanghelia ta. Binecuvintează cuvântul tău care să străpungă orice inimă, Doamne. Binecuvintează mesajul cântării, Doamne, și fă că tot ce facem spre să fie spre slava ta. Binecuvintează orașul acesta. Binecuvintează toate bisericile, Doamne, și fă ca puterea Evangheliei tale să atingă orice inimă, Doamne, și fă ca în această seară, Doamne, bucuria mântuirii, bucuria iertării să atingă inimile noastre și noi te vom binecuvânta. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin. Amin. Așadar, haideți să ne reașezăm, să luăm locurile și am rugămintea pentru dumneavoastră să vă căutați, să vă faceți comozi și să aducem inimile noastre ca o jertfă înaintea Domnului seara aceasta. Și încă ceva aș vrea pentru noi toți aici, să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Vreau să avem o inimă deschisă, să primim mesajul, să-l dorim de fapt, să-l primim apoi și să-l trăim. Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze, așa cum am spus la început, misiunea Hristic, frații care slujesc în această misiune și noi să fim aceia care, luând aminte la dânsii, să fim și noi părtași, probabil prin rugăciune, probabil prin partea noastră cu care ne-a binecuvântat Domnul și în toate aceste lucruri să fie onorat Dumnezeu și lucrarea Lui să fie slăvită în mijlocul nostru. Așadar, vreau să dau în continuare cuvântul și locul fratelui păstor, coordonator Cipri Bârsan și va coordona mai departe lucrarea Domnului să-L binecuvânteze. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Într-un loc acesta, într-o atmosferă duhovnicească, cel desăvârșit, Împăratul Slavei, alege să fie cu noi la închinare. Ne-am adunat aici ca să-i aducem lui slavă. Ne-am adunat aici ca să înțelegem chemarea pe care ne-a făcut-o. Ne-am adunat aici pentru că este timpul să înțelegem voia lui Dumnezeu și să pricepem că mântuirea este aproape. Și pentru că Dumnezeu este gata să vină pe norii cerului și să zdrăpească biserica, noi trebuie să răspundem la întrebarea profundă, importantă. Ai cui suntem? Noi cei adunați în locul acesta tragem nădejde că suntem ai Domnului Iisus Hristos. L-am ales pe El, El ne-a ales pe noi, este Domnul vieții noastre, este Domnul peste tot, peste națiuni, El este stăpânul Universului. Totul a început în urmă cu 15 ani, cu un vis. Un vis pe care Dumnezeu l-a sădit în inima unui tânăr. Să meargă și să spună și altora despre dragostea lui Dumnezeu și despre această mântuire extraordinară pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți oamenii. Misiunea Hristic, din sat în sat, din localitate în localitate, din județ în județ și dincolo de granițele țării, mergem și vestim Evanghelia și spunem tuturor oamenilor de pretutindeni că avem un Dumnezeu care este mare, care este desăvârșit și care ne iubește. Și acest Dumnezeu care ne iubește ne-a dat cartea aceasta, care este de căpătâi. În cartea aceasta, citind, vom găsi răspunsul la întrebarea ai cui suntem. Și noi trebuie să-i aparținem lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumim că ne-ați primit cu atâta dragoste. Vă mulțumim că sunteți aici și sunteți parte din acest moment special al evangelizării, adică a spune altora despre ceea ce a făcut Hristos și ce vrea Hristos să facă în viețile noastre. Amin. Harul lui, ești al Domnului.
dorește că să îi spui da. O întrebare astăzi ți se pune, răspunsul trebuie să-l dai. Tu nu știi ce-ar putea fi mâine, grăbește-te să îi spui da. Răspunsul tău să fie Iisus, El e Cel ce poate schimba viața ta cea rea. O întrebare astăzi ți se pune, răspunsul trebuie să-l dai. Tu nu știi ce-ar putea fi mâine, grăbește-te să îi spui da. Ți se pune, răspunsul trebuie să-l dai. Tu nu știi ce-ar putea fi mâine, grăbește-te să-i spui da. O întrebare astăzi ți se pune, răspunsul trebuie să-l dai. Tu nu știi ce-ar putea fi mâine, grăbește-te să îi spui da. O întrebare astăzi ți se pune, răspunsul trebuie să-l dai. Tu nu știi ce-ar putea fi mâine, grăbește-te să îi spui da. 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 Lăudați să fie Domnul. Fiecare răspunsul nostru în seara aceasta să fie da pentru Iisus, amin? Da pentru Iisus, totul pentru El, pentru că El a dat totul pentru noi. Suntem aici de dragul Lui și de dragul dumneavoastră și ne bucurăm ca în seara aceasta să putem înălța numele Domnului prin cântec. Ne bucurăm ca în seara aceasta să putem înălța numele Domnului prin cântare și următoarea cântare spune: Tu ești scutăria mea, adăpost în vreme grea. Fie ca toți cei care suntem aici să luăm pe Domnul ca și scut, ca și tărie și zic: Doamne, ajută-ne! Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș cu mântuire și mulți oameni să-și găsească identitatea în Hristos. Amin. Adăpost în vreme rea, ancora din viața mea, ești neschimbat. Pe deplin în credința, de când viața ți-am predat, eu sunt liber, fericit, că sunt salvat. Și când te chem, mă auzi, cu braț puternic mă ajuns, sunt liniștit la pieptul tău mereu. Le sunt căzut, mă ridici, picioarele pe stâncă pui, s-au neclintit, nădejdea mea e în tine. Și când te chem, mă auzi, cu
vrednic mă ajuți, sunt liniștit la pieptul tău mereu. De sunt căzut, mă ridici, picioarele pe stâncă pui, s-au neclintit, nădejdea mea e tine. Tată bun, iubitor, atotputernic ești, minunat, îndurător, puternic mă ajuți, sunt liniștit la pieptul tău mereu. Te sunt căzut, mă ridici, picioarele pe stâncă pui, s-au neclintit. Și când te chem, mă auzi, cu braț puternic mă ajuți, sunt liniștit la pieptul tău mereu. De sunt căzut, mă ridici, picioarele pe stâncă pui, s-au neclintit, nădejdea mea e bine. Stăm neclintiți pentru că nădejdea noastră este în El. Amin. Grele, primăvara o aud, deși timpul pare atât de lung. Știu că soarele lucește, deși nu văd decât nor, și mă întreb oare cât va mai fi. Oceanul oglindește licărirea zorilor și eu văd că ziua va veni. Știu că soarele încălzește în pofida vremilor clipa aceea când va veni. Ochii îmi ridic și mă uit către cer. El va veni, Iisus Salvatorul. Nu mai este mult și semnele sunt tot mai clare. El va veni, ochii îmi ridic și mă uit către cer. El va veni, pot să spun mai mult, fiindcă timpul s-a apropiat. Peste tot în jur e foame, auzi doar despre război și spui, Doamne, când vii la noi? Ochii îmi ridic și mă uit către cer. El va veni,
Tot ceea ce facem aici, facem de dragul Lui. Pentru că El a făcut totul de dragul nostru, slăvit să fie numele. A lăsat slava cerească, a coborât jos pe pământ să ne mântuiască și mulțumim pentru aceasta. Următorul cântec spune, când eu eram departe, în besna morții și în păcate, Domnul cu iubire m-a chemat la mântuire. Bun e Domnul tot mereu. Și pun întrebarea, este bun Domnul cu noi? Și îl rugăm să fie bun cu noi până la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ. Chiar dacă nu se cunoaște această cântare aici, vrem în gândul nostru să fim uniți. Și a Domnului să fie toată slava. Amin. Și-n păcate, Domnul cu iubire m-a chemat la mântuire. Bun e Domnul tot mereu, harul Lui pe toți ridică. Orice-ar fi, nu mă mai tem, cu Domnul meu eu nu am frică. Să fie Domnul, că El este Dumnezeul nostru și El face tot ce vrea în cer și pe pământ, amin? Vrem să ne mai închinăm înaintea Lui și la fel spun că o facem de dragul Lui, pentru că El a făcut totul pentru noi. Și următorul cântec spune, binecuvântat să fie Tatăl nostru Dumnezeu, pentru îndurare mare pentru Iisus Fiul Său. Refrenul spune, sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales. Câștigat de Dumnezeu, câștigat de Dumnezeu prin jertfa Fiului Său pe Golgota. Fie ca în seara aceasta să fie un rod al suferinței Lui Hristos. Psalmistul spune că din înălțimea cerului Dumnezeu privește jos pe pământ să vadă dacă este cineva priceput, înțelept care să-L caute. Și îmi imaginez pe Domnul Slavei stând la dreapta Tatălui, spunând Tatălui plin de bucurie, privește jos pe pământ, rodul suferinței mele din Calvar, într-o zi de luni seara. Și-au lăsat preocupările și s-au adunat să mă laude. Pentru că noi lăudăm și ne închinăm înaintea Lui. Și zic, Doamne, ajută-ne tot restul vieții noastre să știm să ne închinăm înaintea Lui și să-L lăudăm. Și apoi în veșnicie. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl nostru Dumnezeu, pentru îndurare mare, pentru Iisus Fiul Său. El ne-a dat o moștenire neîntinată sus în cer,
Vreau să fiu o piatră vie pentru împăratul meu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească. Unea sunt și ale. Ție împărătească. Unea sunt și ales, câștigat de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul nostru Dumnezeu. Îngerii se închină, sfânt e, sfânt e numele. El e mielul înjunghiat, este Fiul înviat. Bătălia-i câștigată, Iisus este împărat. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească. Unea sfânt și ale. O preoție împărătească, unea sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, unea sfânt și ales. Nimic nu-i prea greu pentru el.
e prea greu pentru el. Dacă cer prin credință, crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul său tare, în a sa splendoare, nimic nu-i prea greu pentru el. Orice rău te amăgește, te neliniștește, spune Domnul e stânca mea. Lasă boli sau necazuri, Iisus le veghează, că-și toate stau pe palma sa. Nimic nu-i prea greu pentru el, nimic nu-i prea greu pentru el. Dacă ceri prin credință, crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul său tare, în a sa splendoare, nimic nu-i prea greu pentru el. Nimic nu-i prea greu pentru el, nimic nu-i prea greu pentru el. Dacă ceri prin credință, crezi în biruință, nimic nu-i prea greu pentru el. Crezi în brațul său tare, splendoare, nimic nu-i prea greu pentru el. Spre slava și spre gloria Lui, aș vrea să recit o poezie care ne îndeamnă să fim fericiți, că să fim bucuroși, să se vadă bucuria mântuirii, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și vom fi duși în raiul Lui și vom face parte din mireasa Lui și asta trebuie să reflecte pe fețele noastre și inclusiv o față zâmbitoare poate să fie o mărturie pentru cei de afară, să-i facă să se întrebe ce se întâmplă aici în biserica din Salonta și să vină înăuntru și să facă Domnul să rămână aici și să se pocăiască tot satul. De aceea ne îndeamnă poezia să fim fericiți, că orice vine și orice are viața asta este trecător, dar veșnicia care ne dă Dumnezeu și mântuirea veșnică este cu Domnul și vom fi cu El odată. Lăudat să-i fie numele. Auzitam că pe vremuri Dumnezeu ar fi dorit ca să vadă printr-un înger dacă omul e fericit. Merse îngerul pe cale, lumea întreagă colindând, când la deal și când la vale, pe creștini tot întrebând dacă fericiți ei sunt. Unul zise, cum pot oare să fericit să mă numesc? Să-mi fie cu iertare, nu vezi cât de mult muncesc? Altul zise, eu aș fi, dar ce să fac, fiindcă banii-s la putere, iar eu sunt un om sărac. Altul zise cu mândrie, eu am bani, ce pot să zic? Am destulă avuție, nu duc lipsă de nimic. Însă fericit aș spune că nu pot să mă numesc, fiindcă n-am copii pe lume și încep să îmbătrânesc. Altul strigă cu ocară, o, ce fericit aș fi dacă n-aș avea povară o mulțime de copii. Nu am ce le da la masă, tare mult mă chinuiesc, cum pot oare cu așa casă fericit să mă numesc? Apoi pe altul îl întreabă, tu ești fericit orba? Dând din cap el zise în grabă, nu prea sunt deloc așa. Dar de ce? Ce îți lipsește? Îl întreabă îngerul suav. Aș trăi împărătește, însă sunt un om bolnav. Am umblat prin lumea întreagă pe la doctor, dar n-am leac. Sunt slăbit și fără vlagă, nici nu știu ce să mai fac. Și cuprins de întristare, îngerul plecă mâhnit, că în lumea asta mare niciun creștin nu-i fericit. Peste tot cârteau creștinii, ori și unde întreba, apăsând parcă mai tare spinii Domnului pe fruntea sa. Și cu fie ce răspuns, pas cu pas îl aduceau, pe o cruce parcă și în nemulțumiri, pe acea cruce îl răstigneau. Merse iar îngerul ce merse, până când a întâlnit un om ce sudoarea șterse de pe chipul său trudit.
O, omule, te văd muncind și par tare obosit, toată ziua robotind. Ia zi tu, ești fericit? Omul se îndreptă de spate și privindu-l pe străin, îi zise cu bunătate, fericit sunt pe deplin. Îngerul sări deodată, iscodindu-l în adins, casa ta-i dărăpânată, foc în vatră ți s-o stins. Ai prea mulți copii, se pare, și cu greu îi crești pe toți. Nu prea ai nici de mâncare și tu, fericit, te socoți? Nu am bani, nu am avere, nu am casă sau un palat, însă am o mângâiere. Hristos m-a răscumpărat. Să fii bogat în astă lume, dacă vrei, nu e prea greu. Bogăția nu stă în lume, ci stă doar în Dumnezeu. El îmi dă mereu putere, El mă iartă când greșesc, El mi-a alin orice durere, El mă ajută să trăiesc. Am copil pe lângă casă, am lucru să-l pot munci, am nevastă credincioasă. Fericit de ce n-aș fi? Cine are înțelepciune să priceapă, n-ar fi rău. Fericirea nu e în lume, ci e doar în Dumnezeu. Acum, dacă din întâmplare ai fi întrebat cândva, ești tu fericit, creștine? Ce-ai răspunde? Nu sau da? Amin. Forță, putere, eu am să pot lupta. Iisuse bun, te rog acum să vrei să mă primești. Cu tine vreau să trăiesc. Trăiesc, trăiesc pentru tine, viața mea ți-apărține. Trăiesc, trăiesc pentru tine, mâna-s toate le ține. Fie greu, fie greu, eu mă cred în brațul tău. Trăiesc, trăiesc pentru tine, voia ta să fac. Voia ta să cred.
în brațul tău. Trăiesc, trăiesc pentru tine. Ajută-ne să trăim pentru tine, amin? Atât de frumos a cântat, să trăim pentru El și ferice de omul care știe să-și regleze conturile cu Dumnezeu în viața aceasta. Fiecare, toți cei care suntem aici, să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Și nu numai, și cei dragi ai noștri. Următoarea cântare spune, ce mare și bun este al nostru împărat, aproape de noi neîncetat. Cu toții strigați pe rege înălțați, cu toții să strigăm și să înălțăm pe regele regilor. Amin. Ce mare și bun este al nostru împărat, aproape de noi neîncetat. Cuvântul lui este lumina de văr, ne-arată cărarea spre cer. Poartă de grijă, Jehova Ire, și n-am nicio lipsă cu El. Pentru cei bolnavi este vindecător, El Domnului Israel. Cu toții strigați, pe rege înălțați, lăudați-L, cântați osanale, să sune cântări pentru împărat. Pe rege înălțați, lăudați-L, cântați osanale, să sune cântări pentru împărat, pentru Domnul lui El mirezător, Iehova este steagul meu. Alături de El voi fi biruitor, măreț este al meu Dumnezeu. În poartă de grijă, Iehova Ire, și n-am nicio lipsă cu El. Pentru cei bolnavi este vindecător, El Domnului Pe rege înălțați, lăudați-L, cântați osanale, să sune cântări pentru împărat, pentru Domnul lui Israel. Cu toții strigați, pe rege înălțați, lăudați-L, cântați osanale, să sune cântări pentru împărat, pentru Domnul lui Israel. Osanale, să sune cântări pentru împărat, pentru Domnul lui Israel.
Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Istoria fiecărui credincios începe cu acceptul unei invitații. Fiecare dintre noi am venit la credință pentru că cineva a venit și ne-a spus: vino să vezi, vino și tu. Am venit, inima noastră a fost cercetată de cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles dragostea lui Dumnezeu imensă pentru inima noastră și am acceptat să devenim copiii lui Dumnezeu. Și suntem. Însă, în momentul în care am acceptat această frumoasă chemare, noi, cuceriți de dragostea lui Dumnezeu, am înțeles că nu putem să tăcem, ci trebuie ca mesajul acesta al Evangheliei să-l transmitem mai departe. De aceea, istoria vieții dumneavoastră trebuie să continue cu acel îndemn, poruncă, pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o fiecăruia dintre noi. După ce ai văzut, după ce ai fost cucerit de dragostea lui Dumnezeu, tu trebuie să te duci. Unde? Să vestești Evanghelia. Să spui și altora ce ți s-a întâmplat. Să mergi din cetate în cetate, din loc în loc, și să spui că tu îi aparții lui Iisus. Tu ai o identitate. Misiunea Hristic a înțeles această chemare și prin harul lui Dumnezeu mergem și îl vestim pe Iisus Hristos. Am ajuns până în Venezuela, o țară extraordinară. O țară care are 23 de milioane de oameni la ultimul recensământ făcut în anul 2001, dar de atunci peste 5 milioane au luat calea pribegiei. Pentru că în țara aceasta există un comunism aspru, grozav. Cei mai bătrâni dintre dumneavoastră vă aduceți aminte momentele acelea cumplite pe care și noi ca și națiune le-am trăit. Gândiți-vă, dragii mei, la ceea ce ați trăit dumneavoastră și încercați să vă închipuiți ce trăiesc oamenii aceia. Avem câteva imagini pe care nu putem să vi le arătăm pentru că au un impact grozav. Abia pot eu să le văd, abia au putut să le vadă colegii mei. Cu oameni care pur și simplu au murit de foame acolo, în Venezuela. Oameni care nu mai au medicamente. Oameni care nu pot să mai mănânce pentru că nu au ce să mănânce. Copii care se duc la gunoaie să caute ceva de mâncare și din nefericire nu găsesc. Tineri și tinere care în fiecare zi sunt supuși agresiunilor. Pentru un telefon poți să fii omorât. Pentru o infirmă sumă de bani poți să fii omorât. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în urmă cu câțiva ani, în anul 2015, am început o lucrare în națiunea aceasta. De atunci, în fiecare zi, 190 de copii sunt hrăniți și au ce mânca în fiecare zi. 150 de adulți, în fiecare duminică, după terminarea serviciului divin, servesc o masă în biserica unde noi slujim, cu ajutorul căruia, prin parteneriat, putem să oferim o binecuvântare și o mână întinsă acelor oameni. Dumnezeu ne-a pus într-o țară. Dumnezeu ne-a pus într-un loc. Fiecare dintre dumneavoastră ați venit aici și înainte poate de a veni, ați luat o mică gustare. Atunci când am deschis frigiderul, avem atâtea produse care poate mâine o să le aruncăm, că se apropie termenul acesta de a nu mai putea fi folosite. Sunt oameni în lumea aceasta care n-au ce mânca. Ce putem face noi pentru ei? Să le vestim Evanghelia, să ne rugăm și să ne implicăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Dragii mei, vă chemăm să fiți parteneri împreună cu noi la această lucrare. Nu toți putem ajunge în Venezuela, dar toți putem să facem o rugăciune pentru națiunea aceasta. Gândiți-vă, dragii mei, că salariul până acum 3 luni de zile a fost $4 pe lună. $4 pe lună. Cu banii aceștia îți cumpărai doar 2 kg de făină și 1 kg de carne. Sau 1 kg de făină, 2 kg de făină sau 1 kg de carne. Țara aceasta se află într-un colaps, în criză profundă, se moare în fiecare zi, se trage în acești oameni cu gloanțe reale. Să ne rugăm ca această națiune să fie eliberată.
să-L primească pe Hristos. Atunci când am citit deviza acestei țări, m-am înfiorat. Știți care este deviza acestei țări? Dumnezeu și Federația. Dumnezeu și Federația. Însă, în țara aceasta unde există o criză profundă, Dumnezeu are oameni și Dumnezeu are biserici și Dumnezeu face miracole și Dumnezeu lucrează cu putere și slavă. Cu ochii de carne, împreună cu fratele Dorel, anul trecut am fost marcați de modul în care Dumnezeu a vindecat. A vindecat oameni cu tumori, a vindecat oameni care nu vedeau, a vindecat o fetiță care avea un picior mai mic decât celălalt, sub ochii noștri. Piciorușul acelei fetițe a crescut și fetița aceea a fost vindecată în numele lui Iisus Hristos. Rugați-vă și mai mult decât atâta, stați la îndemâna lui Dumnezeu și faceți ce trebuie făcut. Vă mulțumim că ne-ați acceptat și vă mulțumim pentru inima largă pe care o aveți. Dacă vreți să aflați mai mult despre misiunea Hristic, după ce se termină serviciul divin, mergeți acasă și dacă nu știți dumneavoastră, rugați-i pe nepoți și abonați-vă la canalul de YouTube. Veți afla vești despre misiunea aceasta și veți putea asculta cântece pentru suflet. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La terminarea serviciului puteți ieși afară și puteți lua un CD-ul, două, trei, puteți să le dăruiți prietenilor dumneavoastră, făcând gestul acesta al credinței, veți ajuta lucrarea aceasta. Și știți ce se zice? O imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Vă invit să urmărim câteva imagini din această țară și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare, ca Dumnezeu să ne ocrotească. Acum noi suntem liberi, acum noi avem ce mânca, dar sunt atâția care trec prin încercări. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze! Hristic și-a început activitatea în anul 2004. Iar până în prezent, slujim lui Dumnezeu și oamenilor. În România ne implicăm în zonele defavorizate, în care sărăcia este mare atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Astfel, pe lângă vestirea Evangheliei în zonele precum Oltenia sau Dobrogea, oferim ajutoare familiilor aflate în nevoi. În Ucraina și Republica Moldova am găsit oameni care au fugit din calea războiului, care au rămas fără nimic din ceea ce aveau, oameni greu încercați de sărăcie. Totuși, în acest cadru, multe persoane și-au deschis inima pentru Evanghelie și totodată s-au bucurat de alimentele și ajutoarele primite. Venezuela este un proiect început în anul 2015 și este în continuă dezvoltare, deoarece vedem cum Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în mai multe orașe din această țară. Aici, oamenii trăiesc sub pragul sărăciei, astfel că un kilogram de carne ajunge să coste cât un salar pe o lună. Ne-am implicat în orașul Maturin, unde am construit un centru de zi ce dispune de un cabinet medical, o școală biblică și o cantină unde hrănim zilnic 100 de copii. Biserica din acest oraș numără peste 150 de oameni majori, la care se adaugă numărul copiilor. Iar majoritatea acestor frați și surori nu au ce să mănânce atunci când merg acasă. Așa că am hotărât ca în fiecare duminică, după programul de biserică, să se pregătească o masă caldă pentru toți cei prezenți. Chiria ce o plăteam lunar pentru biserica din Maturin a fost triplată de către proprietarul musulman.
Domnul a purtat de grijă ca biserica să primească de la primărie un teren de 87 de metri lungime și 47 de metri lățime, cu condiția să se ridice clădirea cât mai repede. Până acum am reușit să turnăm fundația, dar este nevoie de multă muncă pentru ca biserica să fie construită. Avem credința că în această locație Dumnezeu va lucra și mulți oameni se vor întoarce la El. Pe lângă aceste proiecte, lunar susținem din punct de vedere financiar 5 familii de pastori misionari și săptămânal ducem mâncare bolnavilor la spitalul din zonă. Un alt oraș în care ne implicăm este Caripito. Aici am deschis un centru de zi în care zilnic 88 de copii subnutriți, bolnavi, primesc mâncare, li se acordă îngrijire medicală și sunt învățați cântece și versete din Biblie. Bucuria noastră este mare să vedem că sunt deja 38 de suflete care s-au botezat, atât din Maturin cât și din Caripito, și credem că urmează să se adauge și alții la numărul lor. Lăudat să fie Domnul! Sunt multe alte lucrări frumoase pe care Domnul ne ajută să le facem. Atât aș vrea să spun, să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu că suntem binecuvântați aici în România. Anul trecut a fost cu noi prin România, timp de 10 zile, pastorul Fernando Marcano, și mi-aduc aminte că de fiecare dată la miază când îl puneam la mâncare, când servea masa cu noi, de multe ori dădea lacrimile în ochi și spunea ce binecuvântată este România, ce bună mâncare este aici, noi nu avem. Cea mai bună mâncare pentru ei sunt fructele. Mai jos dacă mergem, rădăcini și tot felul de insecte. Încă o dată spun, mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care El ni le dăruiește. Deci rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să ne dea biruință și lună de lună aceste lucrări să meargă înainte pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea multor suflete. Vreau să cântăm din zi în zi, an în an, Doamne te laud, puterea îți proclamă. Îmi plec genunchii în fața ta, ești vrednic să fii laudat. Îmi dai putere în ziua grea, îmi dai curaj de-a înainta. În numele tău, Sfânt Dumnezeu, în numele tău, Iahve. În numele tău, dușmanii cad, mulții se mișcă în mările ta. În numele tău, Sfânt Dumnezeu. În numele tău, în numele tău, dușmanii cad, mulții se mișcă în mările ta. Ceas de ceas, zi de zi, văd mâna ta peste viața mea. Și nici o clipă nu aș vrea să fiu fără dragostea ta. Din vechi străvechi ești credincios, loc de scăpare și al meu adăpost. Ești încă tare, în tine mă-n cred, în numele tău, Iahve. În numele tău, dușmanii cad, mulții
și se mișcă mările ta. În numele tău, Sfânt Dumnezeu. În numele tău, în numele tău, dușmanii cad. Munții se mișcă mările ta. În numele să fie înălțată în mijlocul nostru. Amin. Venezuela, Ucraina, Republica Moldova, Oltenia, Dobrogea, implică-te și tu, roagă-te, donează, fii alături de cei nevoiași. Aș avea o rugăminte și rugămintea aceasta este și dumneavoastră și Domnului și sensul acesta aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și vrem să ne rugăm Domnului pentru lucrarea aceasta. Vrem să aducem pe lângă tot ceea ce se face, să aducem și noi contribuția aceasta în a mijloci în rugăciune și să chemăm pe Domnul în toate nevoile și în toate lucrurile care se implică în misiunea aceasta și ar trebui să ne implicăm și noi. De aceea vreau să ne rugăm Domnului și o facem prin fratele păstor Beni de la Gurbediu. Apoi, în urma acestei rugăciuni, așezându-ne și mai cântând o cântare, aș vrea să ne închinăm în privința aceasta. Și așa cum spune acolo jos ultima frază, să ne implicăm și ne provoacă și pe noi la această implicare, cu puținul nostru, cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, prin fărâmiturile care le-am văzut aici, imagini și poate câteva cuvinte, să fim și noi alături lucrării acestea. Cred că e un gând bun, poate 10 lei ai dumitale, poate un 5 lei ai dumitale. Îți dă mare și de multă valoare pentru cei care Dumnezeu îi are în vedere în privința aceasta. De aceea aș vrea să ne rugăm Domnului și rog pe fratele Beni să vină aici să ne conducă în această rugăciune. Și după rugăciune, pe fondul unei cântări, aș vrea să ne închinăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă și Dumnezeu să fie slăvit în privința aceasta. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta, Te binecuvântăm și recunoaștem că din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Ne bucurăm așa de mult că Te putem numi Tatăl nostru. Ești acela de la care se pogoară orice dar bun și desăvârșit și pentru darul Tău nespus de mare, pentru Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, îți mulțumim și Te binecuvântăm. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat viața și casele și țara cu atâtea daruri din mâna Ta. Mulțumim pentru pâinea cea de toate zilele, pentru mesele îmbelșugate care le avem. Lăudat să fie numele Tău! Toate ne arată bunătatea Ta, mila și îndurarea care le ai față de fiecare dintre noi. Te lăudăm, Doamne, că ai purtat de grijă în țara aceasta, încât în vremuri grele să fie oamenii ai Tăi care s-au trudit cu vestirea Evangheliei Tale. Mulțumim pentru înaintașii noștri care prin momente deosebit de grele au dus cuvântul Tău în multe locuri. Mulțumim pentru această perioadă în care vedem oameni care sunt gata să se pună în slujba Ta.
Îți mulțumim pentru toți cei ce lucrează în misiunea Hristic. Doamne, încredințăm în mâna Ta și Te rugăm din înaltul cerului Tău, revarsă în ei și peste ei binecuvântarea Ta. Te rugăm, ocrotește-i în toate drumurile lor și, Doamne, ne sunt un exemplu deosebit într-o vreme și într-o perioadă în care mulți se duc în concedii, se odihnesc. Oamenii aceștia, Doamne, se pun la dispoziția Ta. Te rugăm, binecuvintează-i. Mulțumim că osteniala noastră făcută în numele Tău nu va fi zadarnică. De aceea, Doamne, cum știi Tu mai bine, Te rugăm, răsplătește fiecăruia dintre ei. Te rugăm în drumurile care le au, fii Tu păzitorul lor. În fiecare ocazie când vor fi oamenii adunați să asculte cuvântul Tău, Doamne, fii la lucru prin Duhul Tău cel Sfânt. Lărgește împărăția Ta în țara aceasta. Ne rugăm pentru lucrarea care o fac și în alte țări. Doamne, dă și acolo har. Ne rugăm în mod deosebit pentru țara Venezuela. Doamne, îndură-Te de țara aceea. Doamne, adu mântuirea Ta în fiecare casă și ridică oameni, Doamne, care să Te urmeze pe Tine. Te rugăm, pune pe inima noastră gândul bun, să ne implicăm și noi. Ajută-ne să fim sensibili la lucrarea Ta. Mulțumim, Te binecuvântăm pentru toate. Răsplătește, Te rugăm, implicarea, dărnicia fiecăruia. Ne rugăm pentru fratele Filip în seara aceasta. Doamne, dă-i multă putere, întărește-l, deschide inimi pentru cuvânt și cuvântul Tău să aducă rod bogat. Mărturisim că n-avem niciun merit. Toate Ți le-am cerut, Doamne, în numele drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fii, Doamne, acum și în veci. Amin. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ocupăm locurile, așadar pe versurile unei cântări. Aș vrea să facem această lucrare de închinare și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Ai oftat. Oprește-te acum din drumul tău. Întoarce-te la Domnul Dumnezeu. Destul, destul ai fost împăcat. Destul pe Dumnezeu l-ai ignorat. Acum e timpul tău. Aici e locul tău. Destul, destul ai fost împăcat. Destul pe Dumnezeu l-ai ignorat. Acum e timpul tău. Aici e locul tău. Destul ai fost pe placul celui rău. Deci vino astăzi la Creatorul tău. Nu mai este timp de amânat. Pentru tine cerul acum e alertat. Destul, destul ai fost împăcat. Destul pe Dumnezeu l-ai ignorat. Acum e timpul tău, aici e locul tău. Destul, destul ai fost împăcat. Destul pe Dumnezeu l-ai ignorat. Acum e timpul tău, aici e locul tău. Thank you.
să vă mulțumim pentru efortul financiar pe care l-ați făcut și spiritual și nu uitați în continuare, rugați-vă pentru noi. Iar vrem în continuare, Domnul, să ne dea inimi deschise și să ascultăm vestea bună, Evangheliei în continuare. Amin. Mă uit cu bucurie spre dumneavoastră, cei ce ați venit în această seară aici, pentru că știu că ați venit într-un loc în care este prezent și Domnul. Și știu că ori de câte ori un om stă în prezența lui Dumnezeu, cu omul acela se întâmplă lucruri bune. Întotdeauna lucruri bune. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de la care vin toate lucrurile bune, de sus, de la El vin toate. N-am mai fost în biserica dumneavoastră și este o bucurie, frate Cosmin, să putem să fim astăzi, Domnul să vă binecuvânteze. Sunt bucuros să fiu cu ceilalți colegi de slujbă, cu fratele Herman, cu fratele Benny. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și în această seară, cu voia dumneavoastră, aș vrea să stăm fiecare dintre noi față în față cu noi înșine. Grupul Hristic a pornit, așa cum era rugăciunea în perioada aceasta de vacanțe, cu un semn mare de întrebare după ei. Din loc în loc ei poartă acest semn de întrebare, pe care îl pun în urma a trei cuvinte. Al cui ești? S-ar putea întâmpla ca cineva să zică, întrebarea aceasta are sens și pentru mine? Dragul meu, aș vrea în această seară să înțelegi că în locul acesta, în Biserica Salem, tu ești într-un punct de răscruce. Față în față cu această întrebare, al cui ești, vei hotărî pe ce drum te duci. Poate că vei zice, domnule, dar eu n-am venit aici să hotărăsc nimic. Și dacă n-ai venit să hotărăști ceva, te asigur că în această seară, după ce se va isprăvi totul ce se face aici, tu vei răspunde într-un fel la această întrebare, al cui ești? Toți oamenii răspund la această întrebare. Și vreau în această seară să mă îngăduiți să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Un cuvânt în care cineva a fost provocat să răspundă la această întrebare. Numai că acel cineva despre care vă voi citi, când a fost la un punct de răscruce, când i s-a pus întrebarea, al cui ești, omul acela a realizat că nu aparține cui trebuie să aparțină. Și dintr-o dată a luat hotărârea și a zis, vreau de acum să fiu al altuia. Am să vă citesc o istorie din Scriptură, din viața împăratului David, despre care știți că Scriptura spune despre el că era un om după inima lui Dumnezeu. Adică un om plăcut lui Dumnezeu. Dar știți că ceea ce vă voi citi ni-l prezintă pe David într-un moment foarte critic din viața lui. Știți de ce vă spun asta? Ca să înțelegeți că și oamenii care sunt după inima lui Dumnezeu câteodată trec prin încercări. Pentru că oamenii după inima lui Dumnezeu și-au pus nădejdea în Dumnezeu nu pentru viața aceasta, ci pentru viața viitoare, pentru veșnicie. Vreau să vă spun că episodul acesta despre care vă voi citi din Scriptură ni-l prezintă pe David într-un moment foarte critic. El a vrut să pornească pe un drum, era gata să facă o greșeală, să se ducă împreună cu filistenii la luptă. Și Dumnezeu, în mod suveran, l-a oprit. Dintr-o dată filistenii au zis, noi nu mai vrem să vină omul acesta cu noi. Numai pentru greșeala aceasta pe care a făcut-o, în timp ce el era plecat, au venit amaleciții peste cetatea unde locuia el, au luat tot, au ars tot, au distrus tot și era David necăjit din calea afară și aștepta ajutorul lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, ce să fac? Mă voi duce după cei ce mi-au nimicit cetatea și ne-au luat nevestele și ne-au luat copiii. Mă voi duce după ei.
Și fiți atenți ce spune Scriptura în contextul acesta. În timp ce David era foarte necăjit, spune în 1 Samuel, capitolul 30, începând cu versetul 11, așa. Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David i-a zis, al cui ești? Și de unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților, pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars Țiclagul. David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, jură-mi pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborâ la oastea aceasta. Și omul acesta a hotărât să meargă de aici înainte cu David. Ei bine, dragii mei, vreau să vă aduc aminte, uitându-ne la contextul acesta. Avem de a face cu 2 oameni, un egiptean, un rob egiptean, un rob al lui Amalek, om necăjit, abandonat pe câmp, și un David, tot necăjit și el, un om care a pierdut totul. Și amândoi aveau nevoie de ajutor. Știți de unde au primit ajutor amândoi? De la Dumnezeu, dar fiecare a căpătat ajutor de la Dumnezeu prin celălalt. Adică David a căpătat ajutor de la Dumnezeu prin cel pe care l-a găsit pe câmp și cel care a fost găsit pe câmp a căpătat ajutorul lui Dumnezeu prin David. Și lucrul acesta pe mine mă încurajează tare, ca să știu că sus în ceruri este un Dumnezeu care ne vede pe fiecare dintre noi. Ascultați-mă, ne vede pe fiecare dintre noi în condiția în care suntem, în starea în care ne aflăm, ne știe necazurile, ne știe durerile, ne știe ofurile, ne știe nevoile. Și în această seară, dragul meu, vreau să-ți spun că tu ai ajuns aici în Biserica Salem, nu întâmplător, ci pentru că Dumnezeu a știut că tu ai o nevoie. Te-a adus Dumnezeu aici. Poate vei zice, am venit că am auzit că se cântă la biserică, am fost invitat, mi-a dat cineva o invitație. Dragul meu, dincolo de invitație, dincolo de cântări, dincolo de toate celelalte, este Dumnezeu care în această seară a vrut să stea față în față cu tine și așa cum altădată robul acela a fost întrebat al cui ești, astăzi te întreabă Domnul pe tine, al cui ești? Dragii mei, răspunsul la această întrebare ne va pune pe o anumită direcție. Fie pe direcția pe care ai fost până aici, fie pe o direcție nouă. Însă vreau să-ți spun că grupul Hristic și eu am venit în această seară aici să spunem că este o direcție nouă, nespus mai bună. Dragul meu, haideți să încercăm să ne uităm la egipteanul acesta care era un rob al lui Amalek și pe care l-au găsit undeva trântit pe câmp, nemâncat de 3 zile și de 3 nopți, bolnav, gata să moară. Să ne uităm întâi la situația lui. Știți care era situația lui? În primul rând, era un străin. Ați fost vreodată străini, careva dintre dumneavoastră, dar cu adevărat străini. Nu așa că v-ați dus până la Oradea și ați zis, în Oradea eu sunt străin. Ați fost vreodată cu adevărat străini? Adică să fiți într-un loc în care nevoile să te cuprindă, te uiți în jur, pe ăsta nu-l cunoști, pe celălalt nu-l cunoști, nu știi cine-i celălalt, ai vrea să ceri ajutorul lui cu tare, dar n-ai încredere în el, te temi că te înșală, te temi că ia de pe tine avantaje cu tare și cu tare, știți ce înseamnă străin? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră, aici pe pământ, noi oamenii, suntem cu toții străini. Dacă vă uitați în Scriptură,
oamenii cărora le-a deschis Dumnezeu mintea, eroii credinței. Dacă vă uitați în Evrei, capitolul 11, cu versetul 13, știți ce spune acolo? În credință au murit toți aceștia, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Ori, dragii mei, aș vrea să înțelegem, cât de mult ne asemănăm noi cu cel căzut acolo. Un om străin, în primul rând, dar nu doar că era străin. Știți de ce a fost el lăsat acolo și au plecat amaleciții fără el? L-au lăsat să moară, așa zice Scriptura. Știți de ce? Pentru că realmente el n-avea nicio valoare pentru cei din jurul lui. N-avea nicio valoare pentru stăpânul lui, nu dădea stăpânului nimic pe el. Și a zis, la ce să-l mai car și pe ăsta după mine, că șașa e bolnav, șașa nu mai poate să facă nimic, îl las aici. Dragii mei, când în Scriptură găsim scris Egipt, predicatorii ăștia știu. Când găsim scris Egipt, Egiptul este o reprezentare a lumii acesteia. Când găsim scris Amalek, este o reprezentare a diavolului, care este domnul veacului acestuia. Și e interesant ce zice omul acesta. Al cui ești? Zice, sunt egiptean în slujba unui amalecit. Dragii mei, aș vrea să știți că stăpânul veacului acestuia, diavolul, nu vrea altceva decât răul fiecărui om. Nu dorește altceva decât să distrugă și să nimicească pe fiecare om. Și trage de pe tine tot, promițându-ți plăceri. Și la urmă știi ce face? Te lasă trântit undeva pe jos și zice, gata! Ăsta-i gata! Nu mai e de niciun folos. Uitați-vă, așa era situația acestui om. Era străin, era considerat fără valoare. Însă în această seară eu vreau să-ți spun, este cineva pentru care tu ai valoare. În numele Lui am venit noi aici. Este unul care te-a socotit așa de valoros încât pentru tine a dat ce a avut mai scump. Acesta este Dumnezeu. Însă vă rog să luați în considerare în lumea aceasta, pentru lumea aceasta, nu vedeți dumneavoastră, auziți, a murit cu tare. Două zile, doliu, l-au uitat tot și nu mai contează deloc. Ba mai mult, sunt oameni despre care lumea zice, ne încurcă, nici nu avem nevoie de el. Însă mai vreau să zic ceva despre el. Nemâncat de 3 zile și 3 nopți. Așa l-au lăsat acolo. Așa l-a lăsat Amalek. Străin, fără valoare și flămând. Păi cum să-ți dea Amalek să mănânci? Chiar crezi că-ți dă? Flămând, așa sunt toți oamenii în lumea aceasta, dragii mei. Niște flămânzi, dar nu-și dau seama. Poate credeți că adevărata foame e cea după mâncare. O, dragii mei, uitați-vă dumneavoastră, vine diavolul și oferă tot felul de plăceri și spune, uite, satură-te cu astea. Și crezi că se satură? Cel căruia vine diavolul și zice, bea, bea că țineci necazurile odată și gata. Credeți că se satură cu odată? Mai bea și mâine și mai bea poi mâine și mai bea. Uitați-vă la cei cărora diavolul le oferă droguri. Păi ăștia-i ține flămânzi, că diavolul nu face altceva decât să te flămânzească și să te țină flămând în fiecare zi. Așa era ăsta, flămând și nemâncat. Pentru că vreau să-ți spun ceva, lumea aceasta nu te va sătura niciodată. Lumea nu poate să-ți sature sufletul. Singurul care poate să-ți sature sufletul este Dumnezeu. Înțelegi tu care e condiția? Al cui ești? Egipteanule, rob al lui Amalek, găsit pe câmp, al cui ești? Știți că el n-a spus al cui sunt, decât a zis așa. N-a răspuns la întrebare concret, dar și-a descris condiția și a zis, sunt un egiptean în slujba lui Amalek. Asta înseamnă că străin am fost și pentru Amalek, străin am fost pentru cei din jurul meu,
fără valoare, pentru că m-au lăsat aici pe câmp să mor, n-am însemnat nimic pentru ei și m-au lăsat flămând aici. Însă, dragii mei, cel ce l-a întrebat al cui ești era unul căruia i-a păsat cu adevărat de el. Știți de ce zic că i-a păsat? Pentru că haideți să ne uităm la Salvatorul lui. Dacă ne-am uitat la situația lui, să ne uităm acum la Salvatorul lui. Știți ce s-a întâmplat? Salvatorul lui David și cu cei din jur, practic ei l-au găsit. Vreau să înțelegeți astăzi. Salvatorul, Domnul nostru al tuturor, este Iisus Hristos, Domnul. Numai că Domnul mai trimite pe ăștia de la Hristic sau pe ăștia de nu știu unde ca să caute pe cei ce sunt flămânzi, pe cei ce sunt străini, pe cei ce sunt fără valoare, pe ăștia-i caută Salvatorul. Și asta îmi place mie să văd. Și pot să vă spun astăzi, Salvatorul l-a găsit, nu el l-a găsit pe Salvator. Să fiți atenți. Și vreau să subliniez acest adevăr, dragii mei. Cel ce-i caută pe căzuți, pe păcătoși, cel ce-i caută pe flămânzi, pe amărâți și pe cei socotiți fără valoare în lumea aceasta, este Iisus Hristos Domnul. El e în căutare. De altfel spune în Luca 19 cu versetul 10, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Practic asta este lucrarea lui, el te caută. Și vreau să știi, îți spun încă o dată în această seară, tu nu ești la întâmplare aici. Aș vrea să știi, cel ce îți cunoaște gândurile și îți pune gânduri în mintea ta, este Dumnezeul suveran. Tu nu ești aici întâmplător, tu ești aici pentru că te mai caută odată Salvatorul. Te caută Salvatorul, de aceea ești aici. O, în multe feluri te-a căutat până aici, gândește-te. Când ai avut boala aia, de-ai zis, era să mori. Știi de ce n-ai murit? Prin ea te-a căutat Salvatorul, ți-a mai dat viață, ca să poți răspunde corect la întrebarea, al cui ești? Când era să ai accident și era să zici, ai zis, era să dau cu mașina așa, știi de ce n-ai dat? Te-a căutat Salvatorul. Înțelegi tu, dragul meu, ce mare preț ai în ochii lui? Salvatorul te-a căutat și în această seară și spun evenimentul acesta, nu l-am întrebat pe fratele Doru de cât timp a programat salonta, de cât timp s-au făcut programările acestea, dar știu un lucru, că dincolo de programările fratelui Doru sunt programările Salvatorului. Și ascultă-mă bine, Salvatorul și-a propus o întâlnire cu tine în această seară. Prin cântările acestea, prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu, Salvatorul și-a propus o întâlnire cu tine. Al cui ești? Al cui ești? O, mă rog lui Dumnezeu să poți răspunde corect la întrebarea asta. Salvatorul, că vreau să vedem cine-i Salvatorul ăsta. Salvatorul l-a găsit. El caută și știți ce a făcut Salvatorul cu el? L-a și hrănit. Asta a făcut cu el. L-a hrănit. Ce-i trebuie unui flămând? Spuneți, ce-i trebuie unui flămând? Hrană! Îi dai pâine și îi dai apă și slavă Domnului, că trăiește cu pâine. Dar știți ce bun e Salvatorul? Ia uitați-vă ce zice Scriptura că a făcut. Zice... Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au dus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Dar nu se oprește aici. Ia uitați-vă. Zice, și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. Desert. Observați dumneavoastră. I-ar fi fost destul să trăiască cu pâine. Vreau să-ți spun, dragul meu, bun e Salvatorul. El, de altfel, spune în cuvântul lui Dumnezeu, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu trăiește omul. Ar fi destul dacă în această seară, să zicem, la Salem ar fi numai cuvânt. Dar vine Domnul și cu smochine, și cu stafide. N-ați văzut? Uitați-vă, de unde au fost stafidele tale? De prin America le-ai adus, nu?
Uitați-vă. Ea a venit din America să cânte astăzi aici. Observați dumneavoastră ce face Dumnezeu, cum poartă de grijă Dumnezeu Salvatorul. Nu s-a mulțumit să zică, a, e unul găsit acolo, îi dau și lui o bucată de pâine, eventual ce rămâne de la mine, o cojă și niște apă și gata. Nu! Pentru că Salvatorul e bun. 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 Observați dumneavoastră, nu îi dă numai ce e necesar, îi dă tot ce este mai bun. Și vreau în această seară, dragii mei, să vi-l prezint pe Salvatorul pe care îl reprezintă Pavel aici. Eu vi-l prezint pe Salvatorul adevărat. Aici David era Salvatorul, dar adevăratul Salvator pe care îl reprezintă David este Iisus Hristos Domnul. Și vreau să vă spun, ne hrănește de fiecare dată. N-am mai fost la Salem, dar sunt sigur că aici e cuvânt. Sunt sigur că aici e cântare, sunt sigur că aici e poezie, sunt sigur că aici e pâine pentru suflet, e apă pentru suflet, sunt sigur că sunt smochine, sunt stafide. Dumnezeu poartă grijă să ne hrănească pe fiecare dintre noi. Bun, bun, bun e Salvatorul. În această seară vreau să-ți spun, Salvatorul este aici. Ai văzut situația păcătosului? Situația păcătosului este străin, este fără valoare pentru lumea aceasta, este lăsat flămând, asta este situația lui. Dar se întâlnește cu un Salvator care caută, care hrănește și care dă și resurse suplimentare, tot ce ai nevoie. Bun este Salvatorul. Dar haideți să ne uităm la salvarea asta lui. Ce a însemnat salvarea căzutului aceluia pe care l-a găsit David și cu ai lui? Ce a însemnat salvarea lui? L-au adus la David și David i-a zis, al cui ești? Al cui ești? Și bietul de el stătea în fața Salvatorului, avea vreun merit el în fața Salvatorului? I-a dat el ceva Salvatorului până aici? Că Salvatorul i-a dat pâine, i-a dat apă, i-a dat smochine, i-a dat stafide și stă bietul de el și îl întreabă Salvatorul, al cui ești? Și uitați-vă cum începe să zică. Zice așa, el a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit, adică sunt unul din lumea asta, care l-am slujit pe diavolul, că asta este Amalec. Unul din lumea asta care l-am slujit pe diavolul, nu observați cum vine el în fața Salvatorului, nu cu atitudine arogantă să-ți spun eu cine-s eu, nu. Sunt un băiat, nici n-a zis eu vin din armată și am avut nu știu ce grad, nu, nimic din astea. Sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit, și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav, m-a lăsat să mor pentru că eram bolnav și nu mai însemnam nimic pentru el, nu mai contam, nu mai aveam nicio valoare. Știți ce mi-e drag? Ca să înțelegem ce-i salvarea. Și dacă în această seară vei ști să răspunzi corect la întrebarea aceasta, ai câștigat totul, ascultă-mă, totul. Știți ce înseamnă salvarea asta? În primul rând, înseamnă viață. Puteți să ziceți toți cuvântul viață? Viață. Mulțumesc frumos. Înseamnă viață. Știți că el era sortit morții acolo? Era sortit morții. Și dintr-o dată față în față cu Salvatorul, el are viață. Și vreau să știi, dragul meu, că în această seară tu ești aici nu față în față cu Nelu Filip, nici față în față cu grupul Hristic sau cu fratele Cosmin sau cu fratele Herman sau cu fratele Beni sau cu nu știu care, tu ești aici față în față cu Iisus Hristos Salvatorul. Și El este Cel ce este gata să-ți dea viață. Când zic viață, că și tu ai zis viață, dar fiecare înțelegem prin viață ce credem noi. Unii cred că viața aia despre care s-a recitat aici, în care tot stai și zici, păi cum să fiu fericit așa, cum să fiu fericit așa, cum să fiu fericit. Unii cred că aia e viață. Nu-i viață. Citiți în cartea Apocalipsei
Citiți, faceți-vă timp acasă și citiți și veți vedea despre adevărata viață. Zice, acolo nu va fi arșiță, că tot ne-am necăjit cu arșița zilele astea, nu? Zice, acolo nu va fi arșiță, nu va fi lacrimă, nu va fi durere, nu va fi nimic din ce e rău. Aceea este viața adevărată și pe aia vrea Salvatorul să ți-o dea. Ascultă-mă bine, poate zici, când să-mi o dea? În seara aceasta, începând din seara aceasta, El vrea să-ți dea viață. Dacă vrei să răspunzi corect la întrebarea, al cui ești? De vrei să rămâi al lui Amalec? E alegerea ta. Tu vei alege în seara aceasta. Fie să rămâi al lui Amalec, aluia căruia nu-i pasă de tine, te lasă flămând, te lasă să mori, aluia căruia nu-i pasă de tine deloc, dacă vrei să rămâi al lui, sau poți să zici, astăzi mă leapă de Satana și vreau să slujesc Salvatorului Hristos. Pentru că salvarea înseamnă viață, dar nu viață oricum, ci zice Scriptura că am venit să dau oilor mele viață, dar nu orice viață, viață din belșug. Așa știe să dea Salvatorul viață. Dragul meu, n-ai nevoie de viața aceasta, o viață care nu se termină la groapă, ascultă-mă bine. Viața asta pe care ți-o dă Amalec, la groapă se gata. Dar Salvatorul vrea să-ți dea o viață care de-abia acolo începe la groapă. Aleluia! Apoi, dragii mei, salvarea nu înseamnă numai viață. Știți ce înseamnă salvarea? Înseamnă putere. Putere. De ce vă spun asta? Știți cum era când l-au găsit? Gata să moară. Și zice așa, cuvântul zice așa. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă și i-au mai dat și o legătură de smochină și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile. Căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. I-au venit iarăși puterile. Asta-i salvarea, dragul meu. Când diavolul suge tot din tine, toată energia ta ți-o suge. Când stai în fața Salvatorului, El îți dă viață, dar nu numai atât, El îți dă putere. Că sunt oameni care stau și zic așa, păi să-L slujesc eu pe Dumnezeu, mă tem că n-am să pot. Eram undeva în Ardeal, la o evangelizare și la sfârșit a venit cineva la mine, așa, foarte frumos, mi-a zis, un biet om de la sat de acolo, mi-a zis, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu poți ține. Știți ce i-am spus? Nici eu nu poți ține. Dar cel ce ne ține pe noi, pe toți, este Domnul. Dragii mei, noi n-avem putere în noi înșine, dar Cel ce ne dă putere este Salvatorul. El ne dă viață și El ne dă putere. Puteți să ziceți toți cuvântul putere? Asta înseamnă să te întâlnești cu Salvatorul. Capeți viață, capeți putere, ca să poți să trăiești viața spirituală. Dar nu numai atât. Știți ce mi-e drag să văd? Ăsta era un băiat egiptean în slujba lui Amalec. Ăsta n-a fost niciodată liber. Observați dumneavoastră, niciodată n-a fost liber. Totdeauna a fost rob. Și fiți atenți când stă în fața Salvatorului, în fața lui David, aude un cuvânt pe care nu l-a auzit de când era el. Ascultați numai. Zice, David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Ar fi putut David să zică, îți poruncesc să mă duci acolo. Dar David i-a zis așa, vrei să mă duci la oastea aceasta? Vrei? Știți ce înseamnă asta? De-abia când te întâlnești cu Salvatorul, El îți dă viață, El îți dă putere, El îți dă adevărata libertate când hotărăști tu ce faci. Cât ești în slujba lui Amalec, nu hotărăști tu. N-ați auzit de atâția, pe atâția care zic, vreau să mă las de asta. Dar nu mai vrea. Nu are putere să se lase? Nu are putere să... Și nu are libertatea să se lase. E legat. Eram într-o zi, într-o alimentară mică la noi pe stradă. Și în fața mea era o doamnă care a cumpărat niște pachete de țigări. Și a zis, dați-mi țigări din alea și din alea. Și le-a pus pe teșghea până își scotea banii. Și pe ele am văzut fumatul ucide, fumatul, nu știu ce, cu sterilitatea, fumatul așa și așa. O grămadă de lucruri.
Și până și-a scos banii, am pus mâna așa și am zis, și le mai cumpărați după ce citiți astea? Uita la mine, beata de ea, le-a cumpărat, știți de ce? Era roabă, sclavă a țigării, sclavă. Știți ce înseamnă asta? Nu se putea lăsa, pentru că Amalek îi spunea, dă-i cu țigara. Doamne, dar tușesc, dă-i cu țigara. Eram altădată în Timișoara la spitalul de TBC. Am mers acolo să stau de vorbă cu cineva care m-a chemat și până la urmă a trebuit să stau de vorbă cu toți care erau în salon, pentru că fiecare a avut nevoie de o rugăciune. Și era un biet om lângă, în patul acela de lângă geam, și acum îl țin minte și sunt atâția ani. Era în patul de lângă fereastră, avea sertarul deschis și pachetul de țigări acolo lângă el. Și făcea așa. Nici tusea nu mai era tuse. Și era pe ducă. Și am zis, domnule, de ce nu renunțați la asta? Mi-a răspuns așa, nu pot. Știi ce e asta? E robia lui Amalek. Te ține legat și n-ai libertate și nu poți. Și stau unii, vin câteodată unii la din ăștia credincioși, oameni care îl caută pe Dumnezeu și vin și zic, da, voi aveți voie să faceți asta și asta. Să nu vă supărați pe mine, știți ce le spun? La oameni care vin așa, care vin, voi aveți voie să faceți asta? Zic, sigur că noi avem voie să facem orice, numai nu vrem să facem păcate. Înțelegeți dumneavoastră care este esența? Noi avem libertatea de a nu păcătui. Dar cei ce îl slujesc pe Amalek n-au libertatea de a nu păcătui. Ei păcătuiesc mereu. Și zici, măi, ți-ai nenorocit familia, nu vezi că îți risipești familia, te lasă nevasta, lasă-te de păcatele curviei, că te lasă nevasta, îți pierzi copiii. Și stă ca un neputincios și zice, nu pot, nu pot. Știi ce-i asta, dragul meu? E robia lui Amalek. Și am venit în această seară să-ți spun că Salvatorul îți dă viață, Salvatorul îți dă putere, dar Salvatorul îți dă și libertatea de a alege. De aceea Hristic umblă prin țară cu întrebarea aceasta, al cui ești? Ca să răspunzi în mod liber, să hotărăști tu al cui ești. E treaba ta ce faci. Însă vreau să-ți mai spun un lucru, dragul meu. E foarte frumos, asta îmi place mie. Omul acesta până aici și-a trăit viața doar la comandă, n-avea niciun rost. Trebuia doar să-i placă lui Amalek și la un moment dat Amalek l-a abandonat, dar de aici omul acesta a căpătat scop în viață. Dintr-o dată s-a deschis un scop. N-a mai trăit fără să știe de ce. Că așa sunt mulți oameni care trăiesc fără să știe de ce. De data aceasta el a știut de ce trăiește. I-a zis, David, na, vino cu mine, tu mă conduci, ai un rost, ai o misiune, ai ceva de făcut. Îi vedeți? De ce credeți că în perioada de concedii și de vacanțe, ei sunt pe drumuri? Le-a dat Dumnezeu o misiune. Înțelegeți? Au un scop. Și dacă i-ați vedea, întrebați-i, sunt tineri, întrebați-i, măi, voi nu obosiți. Ori mai obosiți și ei, dar se duc cu bucurie din oraș în oraș, din localitate în localitate, din țară în țară dacă este nevoie, pentru că Dumnezeu le-a dat o misiune. O, dragul meu, nu-i nimic mai frumos decât să trăiești viața cu scop. S-au scris tomuri întregi de filozofie în care se caută răspuns la întrebarea de ce trăim, care este scopul vieții. Și bieții oameni nu știu de ce trăiesc. Unii zic că trăiesc doar ca să se mute de la maternitate spre mormânt, așa încet, încet. No! Nu trăim pentru asta, Dumnezeu ne-a dat un scop. Ascultați-mă bine, trăim pentru cer. Trăim pentru viața cea veșnică. De aceea scopul nostru nu este doar să scurmăm aici în pământ să vedem ce mai găsim. Nu! Ci scopul nostru este să ne uităm sus și să așteptăm fericita noastră nădejde. Observ ce îți dă Salvatorul, îți dă viață, îți dă putere, îți dă libertate, asta n-ați zis. Și îți mai dă scop. Asta este răspunsul corect la întrebarea al cui ești. De vrei să rămâi al lui Amalek? Nu vei ști niciodată de ce trăiești. Vei zice, trăiesc că până mi-or crește copiii, că trăiesc pentru nu știu ce. Da, vei zice că ai tu ceva scop. Da, ai un scop așa de mărunt că nu vezi numai un pas înaintea ta. Însă,
Dacă îl lași pe Salvatorul să te salveze, El te lasă să vezi până departe. Mergeam odată cu trenul și treceam printre munți, acolo în zona Huedinului, în partea aceea. Și era un țăran de la câmpie, venit din Timișoara, a urcat cu noi, care și-a trăit toată viața la câmpie și acum mergea cu trenul. Și știți ce era interesant? Se tot uita pe fereastră, toți ne uitam și ziceam, ce frumos e aici la Vadul Crișului, ce frumos e aici, ce stânci, ce ape se văd și așa mai departe. Și bietul om zicea, e frumos, dar parcă nu-mi place că nu pot să vezi departe. Dragul meu, să știi că e un avantaj să vezi departe. Și vreau să-ți spun, dragul meu, că în această seară Dumnezeu a făcut un popas aici de dragul tău. Ca să poți să faci o alegere corectă. Tu în seara aceasta, dacă vei zice eu nu răspund la această întrebare, da, te vei duce crezând că n-ai răspuns. Dar răspunsul e clar. Cine nu răspunde vrea să rămână în starea lui. Dar ai șansa la întrebarea al cui ești să zici, Doamne, începând din 8 iulie a anului 2019, eu vreau să fiu al tău. Uitați-vă la mine, aveam 17 ani când am ridicat mâna într-o biserică și am zis, Doamne, eu vreau să fiu al tău. Și de la 17 ani până acum, când mi s-a făcut părul cărunt, ce ziceți? Au trecut ceva anișori. Dar vreau să vă spun ceva. Nu-i viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Aleluia! N-aș da viața asta pentru nimic altceva. Pentru nimic altceva, dragii mei. Unii cred că e important să fii nu știu cine și nu știu ce. Auzeam în Ucraina... Un om bine înstărit, la un moment dat s-a gândit să-și ia nevastă de la pocăiți. Un om bine înstărit, afacere, avea o casă că zice că îți îndoiai gâtul tare să-i vezi până la vârf. Și așa foarte hotărât, mașină, Mercedes, nu știu de care, și așa hotărât și la un moment dat a zis el că e inteligent, zicea, vreau să-mi iau o nevastă pocăită. Că asta nu mă înșală, asta e serioasă, asta e în regulă. Și s-a dus la fata asta și a spus, tu fată, eu aș vrea să mă căsătoresc cu tine. Uite cine sunt eu, uite ce afacere am, firma asta și mai am firma asta și mai am o firmă. Și fii atent, casa asta, nu trebuie să faci nimic. Mașină avem, avem tot, nu trebuie să faci nimic. S-a uitat beata fată la el și i-a zis așa, zice, dar dumneata știi cine sunt eu? A stat omul fără răspuns. A zis, eu sunt fiica celui mai mare împărat. Crezi că mă slobod așa la un afacerist, oricum? Dragii mei, vreau să știți astăzi că Salvatorul nu e oricine. Eu nu pot să vă salvez. Păstorii de aici nu pot să vă salveze. Dar Iisus Hristos poate să vă salveze. Și El poate să vă dea viață veșnică, vă dă o identitate nouă, să poți să spui, dar nici eu nu sal oricui. Lui îi sunt cununa. Casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Nu-i nimic mai frumos decât să fii al lui. Și la asta vreau să te chem, dragul meu. Al cui ești? Dacă vrei să rămâi al aceluia, al căruia ai fost până aici, e treaba ta. Dar vreau să-ți spun că eu am venit din Timișoara până aici cu o misiune clară din partea lui Dumnezeu. Să-ți spun că El, Dumnezeu, încă te mai vrea. Să fie al Lui. Dragul meu, am să închei spunându-ți o întâmplare adevărată. Dumneavoastră sunteți aici aproape de graniță. Nici Timișoara nu-i departe de graniță. Dar pe vremea comuniștilor, foarte mulți treceau pe acolo, prin zona aceea, nu treceau pe la unguri, treceau foarte mulți pe la sârbi. Și au trecut foarte mulți și odată trecuți acolo, îi țineau în lagăr, îi cerceta să vadă pe unii, îi dădea înapoi. Dacă ceva nu era în regulă, pe alții îi lăsau să meargă spre America, spre Australia, unde și-au propus. Și foarte mulți dintre ei, la un moment dat, ca să justifice plecarea lor de acolo, ziceau, omule, eu sunt pocăit. Foarte mulți ziceau, am învățat povestea asta. Sunt pocăit, eu am avut chiar un prieten bun, care a plecat minor și până la urmă a reușit. Că îi testa acolo să vadă dacă chiar sunt pocăiți.
Dacă chiar erau pocăiți, îi lăsau să se ducă mai departe. Și pe ăsta l-au pus și i-au zis, na, dacă ești pocăit, era prietenul meu, dacă ești pocăit, fă o rugăciune aici, ia roagă-te. Dar pe ăla știu să se roage, să știți că a crescut în familie de pocăiți și s-a rugat așa de... I-a impresionat pe ea și l-au lăsat în pace. L-au lăsat să se ducă, e în America astăzi. Ei, dragii mei, dar au văzut mulți dintre cei ce treceau granița că ține povestea asta cu i-o-s pocăit. Și mulți s-au înscris acolo că ei pleacă din țară pentru că-s pocăiți. Și la un moment dat, sârbii care lucrau acolo în lagăr, au gândit un lucru interesant. Știți ce au zis? Într-o bună zi de duminică, i-au adunat pe toți cei ce erau acolo în lagăr, pe toți pocăiții, și le-a zis, azi e duminică, e zi liberă. Fiecare face ce vrea. Aveți ocazia să alegeți ce să faceți. Uitați-vă, avem două autobuze puse aici în fața clădirii, sunt două autobuze. Unul pentru cei ce vor să se recreeze, să meargă la un meci, primul autobuz, urcați în ăla. Pentru cei ce vreți să mergeți la biserică, al doilea autobuz vă duce la biserică. Și singuri oamenii s-au împărțit. Cei cărora le-a fost foarte drag meciul au urcat în primul autobuz. Cei cărora le era foarte drag Dumnezeu au urcat în al doilea autobuz. Erau autobuze cu, știți, cu uși din alea, cu aer comprimat, numai se închideau ușile. Și după ce s-au închis ușile, al doilea autobuz a luat-o spre o biserică. Într-adevăr. Dar primul i-a dus la meci la Stamura Moravița, la graniță. Adică știți ce a făcut? I-a aruncat exact înapoi la Amalek. Exact înapoi. I-a dus acolo la cel de care au fugit. Dragii mei, aș vrea în această seară să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne gândim în mod serios la întrebarea asta. Diavolul va vrea să te ducă înapoi la ale tale, să fii cu Amalek din nou. Dumnezeu vrea să-ți dea o direcție nouă, să te duci spre cer. Aș vrea să avem un moment de rugăciune, un moment de liniște, un moment în care fiecare dintre noi să conștientizăm faptul că stăm înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea unui predicator. De aceea vă chem, acolo unde sunteți, stați cu ochii închiși, plecați capetele, stați cu ochii închiși și vorbiți-i lui Dumnezeu. Și de considerați că în această seară Dumnezeu v-a adus aici cu un scop, ca să vă dea viață, să vă dea putere, să vă dea libertate adevărată, să vă dea scop în viață. De considerați asta, dragul meu, eu vreau să te întreb astăzi, al cui ești? Însă pe mine, în această seară, vreau să vă spun, mă interesează într-un mod deosebit să mă rog lui Dumnezeu pentru cei ce vor să fie ai lui Dumnezeu. Pentru ei aș vrea să mă rog acum la încheierea predicii, pentru cei ce vor să fie ai lui Dumnezeu. Al cui ești? Eu vreau să te chem, dragul meu, să iei o hotărâre. Și acolo unde ești tu, în timp ce fiecare stă în rugăciune, cu gândul spre Dumnezeu, dacă tu vrei să schimbi macazul și direcția vieții tale, și dacă vrei, începând cu data de 8 iulie a anului 2019, să fii al lui Dumnezeu, eu pentru tine aș vrea să mă rog acum la încheierea predicii. De aceea, dacă ești aici și iei această hotărâre și vrei de astăzi să fii al lui Dumnezeu, ridică doar o mână sus acolo unde ești și apoi lasă-o jos. Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă, Domnul să vă binecuvânteze, Domnule, Domnul să vă binecuvânteze acolo în spate. M-am uitat pe partea aceasta dreaptă. Sunt și pe partea aceasta persoane pentru care să mă rog, care vor de astăzi înainte, Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă. Dacă mai sunt persoane care vor să mă rog pentru ele, să le încredințez în mâna lui Dumnezeu și exact ca și oamenii lui David care l-au luat de pe câmp pe pierdutul acela și l-au dus înaintea lui David, așa vreau să fac în această seară, ca un trimis al Salvatorului, să pot să zic, Doamne, apucă și mâna lui în mâna ta, apucă și mâna ei în mâna ta. De aceea mai întreb o dată, dacă mai este cineva care n-a ridicat încă mâna sus și vrea să mă rog lui Dumnezeu și pentru el, ca să fie de astăzi al Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne, am văzut mâna dumneavoastră. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvânteze, copile.
tinere, nu e prea... Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră. Să știți că e lucrul cel mai frumos. Mulțumesc, puteți să lăsați mâna jos. Nu-i lucru mai frumos decât să întinzi o mână către Dumnezeu și să zici, Doamne, apucă și mâna mea în mâna ta. Pentru că pe astfel de oameni Dumnezeu îi poartă în viața pe acest pământ și îi poartă în vecii vecilor. Din nou, dacă e ultima mea întrebare și apoi ne ridicăm la rugăciune. Dacă este cineva care încă n-a ridicat mâna și vrea și el să ia această hotărâre, e ultima dată când întreb, apoi ne rugăm să ridice și el mâna sus dacă mai este cineva. Haideți să ne ridicăm în picioare și vă rog să mă îngăduiți să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Tată Sfânt care ești în ceruri, Tu ești Cel ce ne-ai creat pe fiecare dintre noi. Tu ești Cel ce ne-ai dat, Doamne, viață pe pământul acesta și știm că ne-ai dat-o pentru ca în viața aceasta să ne pregătim pentru viața cea veșnică. Doamne Dumnezeul nostru, stăm înaintea Ta și Te rugăm din toată inima, uită-Te spre locul acesta încă o dată. Aici sunt oameni care au ridicat o mână sus ca semn al faptului că hotărăsc de astăzi înainte să fie ai Tăi. Doamne, Tu n-ai izgonit niciodată de la Tine pe cei ce au vrut să vină la Tine. Oamenii aceștia prin mâna lor ridicate au spus că vor să fie ai Tăi. Doamne Dumnezeule, în fața universului întreg ei au mărturisit că vor să fie ai Tăi. De aceea Te rog, apucă mâna lor în mâna Ta. Și ține-i de mână toată viața lor. Binecuvântă-i pe ei, binecuvântă familiile lor, binecuvântă viața lor, binecuvântă, Doamne, tot ce este în ei. Te rog, Doamne, să le ierți toate păcatele. Te rog, Doamne, să le dai viața cea adevărată. Te rog să le dai putere să Te slujească pe Tine, să se roage Ție în fiecare zi, să citească în Scriptură în fiecare zi, să caute locul acesta de închinare ori de câte ori vor avea prilejul, Doamne. Te rog de asemenea, Doamne, să lucrezi în dreptul lor, să le dai, Doamne, slobozenia aceea creștină, să se poată bucura de Tine, Doamne, și de umblarea cu Tine. Dă-le scop, Doamne, și fă-i să trăiască pentru cer. Îi încredințezi în mâna Ta cea tare. Ține-i aproape de Tine și fă-le bine, Doamne Iisuse Hristoase, aici și în vecii vecilor. Amin. Există după moarte o veșnicie, există după moarte un nesfârșit, un nesfârșit de chin sau bucurie, depinde cum aici tu ai trăit. Să nu te înșeli crezând că-și după moarte se va sfârși cu tine și atât. Vei da în curând o mare socoteală de tot ce ai făcut pe acest pământ. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Tu n-ai primit pe Iisus Salvatorul, și atât. Slujai lumea amăgii de pofte, erai nefericit pe acest pământ. Mai stai odată azi și te gândește ce vrei să faci și cui să te predai. Există viață chiar și după moarte, tu în veșnicii vei fi în iad sau rai. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iar, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iar, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Un chin cu foc ce nu se va găta, acolo vor ajunge toți aceia ce n-au crezut nici când în Mesia. Ei n-au primit în inimă pe Iisus, n-au vrut să fie El al lor
păstor. Ei au iubit ce mai mult în lume, s-au încrezut în omul muritor. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. După moarte o veșnicie, acolo lacrimi nici când n-or mai fi. Acolo suferința și durerea s-or transforma numai în bucurii. Acolo se va servi o masă sfântă, la care chiar Iisus ne va servi. Pe toți acei ce-am ascultat chemarea, te cheamă și pe tine ca să vii. Viața ta e bună sau ea, în rai sau ea, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau ea, în rai sau ea, vei merge cu ea. În care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. Și în care veșnicie curând vei păși. Îl binecuvântăm pe Domnul Iisus și mulțumim pentru că El ne-a dat viață, ne-a dat vitalitate, putere, ne-a dat viitor și nădejde. Dumnezeu ne-a pregătit o veșnicie. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească. Vă mulțumim pentru că ați fost în seara aceasta parte împreună cu noi din închinare. Dumnezeu să vă ofere putere și har. Mulțumim conducerii Bisericii Salem, fratelui păstor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească. Iar această țară și această localitate să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și împreună să înțelegem că avem o identitate și avem valoare în ochii Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ofere putere și har. Amin.